În aceste zile la Madrid a avut loc summitul FIEP, la care a participat și inspectorul general al Jandarmeriei Române, alături de comandanți și directori generali ai Asociației Internaționale a Forțelor de Jandarmerie și Poliție. Cu acest prilej, inspectorul general al Jandarmeriei Române a fost primit de regele Spaniei, Alteța sa regală Felipe al VI-lea. Inspectorul general al Jandarmeriei Române, general de brigadă Alin Mastan, a fost primit de Alteța sa regală Felipe al VI-lea, rege al Spaniei, în cadrul audienței comandanților și directorilor generali ai Asociației Internaționale a Forțelor de Jandarmerie și Poliție cu statut militar, cu prilejul participării la summitul FIEP, care a avut loc la Madrid în perioada 24-26 octombrie anul curent. În acest context, inspectorul general al Jandarmeriei Române a transmis mulțumiri reprezentanților Guardia Civil față de primirea cordială în cadrul evenimentului menit să consolideze cooperarea în plan internațional și a subliniat importanța colaborării în ceea ce privește promovarea păcii și a securității în Europa, dar și dincolo de granițele ei. Jandarmeria Română a fost admisă ca membru cu drepturi depline în cadrul Forțelor de Jandarmerie și Poliție cu statut militar, cu prilejul întrunirii Consiliului Superior de la Haga din 30 octombrie 2002. Jandarmeria Română a deținut președinția și secretariatul FIEP în anul 2008, respectiv 2016, conform calendarului rotativ stabilit în cadrul întâlnirilor anuale ale factorilor de decizie din cadrul asociației. În cadrul acestei reuniuni, San Marino a primit statutul de membru cu drepturi depline, iar Inspectoratul General de Carabinieri din Republica Moldova a fost acceptat în cadrul asociației cu statut de observator. Asociația Forțelor de Jandarmerie și Poliție cu statut militar este compusă din 21 de structuri.